Bună seara, dragi prieteni, numele meu este Violeta și l-am alături pe Emi de la Cipita. Bună! Bună! Cum te simți în seara asta? Foarte bine, am alegrat ca mult în seara asta echipa bună care am jucat cu Sporting București, o echipă bună. Le urăm succes în continuare. Cum a fost meciul? Am intrat greu în meci, am greșit pe apărare, până la urmă, ne-am mobilizat la pauză și am revenit. Am stat mai bine în apărare, am ratat mult în a doua repriză, foarte mult chiar, și am până la urmă intrat un gol. Asta e meciul. Sper să urmeze meciuri mai bune, meciurile următoare, să ne mobilizăm mai bine, să nu mai rămânem în râs, jocurile și să jucăm fotbal adevărat, cum am jucat în primul sezon. Consider că echipa adversă este mai puternică în general sau doar în seara asta s-au mobilizat mai bine? Nu, i-am urmărit și la meciul cu Biz Brazilu. O echipă bună, nu pot să spun că este o echipă slabă, sunt echipe mai slăbuțe, dar nu putem să spunem că în prima ligă sunt echipe slabe. Și au câștigat meritul de a juca aici, îi felicit în continuare pentru meciul din seara asta. Multă baftă le doresc în continuare. În ce privește echipa voastră, ce planuri aveți pentru viitor? Noi sperăm să terminăm cum am terminat în primul sezon, primele trei. Acum să vedem, dacă o să fim serioși până la sfârșitul sezonului, așa o să fie. Și celelalte echipe care să fie și ele serioase până la sfârșitul sezonului. Ca sezonul trecut, primele 5 etape, toată lumea a băgat topoare, forță. După aia nu a mai venit la joc. La meciurile importante nu s-a mai prezentat. Și noi am terminat undeva unde nu trebuia să terminăm. Pentru că eu zic că noi suntem cam printre primele 4-5 echipe din campionatul ăsta. Și crezi că veți reuși să legați jocul și acest sezon? Noi sperăm că da. Sperăm să mai luăm și noi măcar 2-3 jucători, pentru că noi suntem aceeași echipă de la începutul de 3 sezoane, cu aceea noi suntem aceeași echipă. Este greu și pentru noi, venim de la muncă, schimbul 3, alții pleacă, acum schimbul 3, venim de la schimbul 2, schimbul 1, ne trezim la 5 dimineața să venim la fotbal. Dar ăsta e fotbalul. Dacă ai puțină pasiune și îți dorești, până la urmă reușești. Ce schimbări vă gândiți să faceți? Sperăm să aducem și noi încă 2 fotbaliști. Acum să vedem toată lumea așa la fotbaliști, din divizia B, divizia C. Să sperăm să vedem și noi ce putem să facem în continuare. Te-ai gândit exact la posturile lor sau? Oriunde vine, sunt bineveniți. Multă baftă vă doresc. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Vă pup!